Mișa Baci, spuneți-ne, îl aveți alături pe Pavel Milovan, ce înseamnă să transmiți tot ceea ce ați acumulat în atâția zeci de ani unui om drag dumneavoastră, lui Pavel Milovan? Asta este cum să spun, și o amintire și o atracție că ai făcut ceva și rămâne ceva din urmă. Și de-abia am găsit-o. Că foarte mult am avut, dar tot au plecat, nu au rămas și Pavel a rămas. Singurul om care a rămas și îi mulțumesc lui de sprijinul pe care l-a acordat. Și el continuă mai departe ce am făcut eu până acum. Nu e ușor, nu e ușor, dar trebuie să faci. Că dacă faci, înseamnă că ai rezistență, ai perseverență, ai voință și dragoste față de acest sport. Mă rog, și muncă multă, asta e adevărat. Dar văd că Pavel, Milovan Pavel, a rezistat și fericit pentru asta, pentru că a rezistat până acum. Că greu a fost, că totdeauna am avut băieți, am avut, dar toți au plecat, au plecat. Au spus că asta e aceea. Dar Milovan a înțeles munca pe care trebuie să o ducă mai departe. Și îi mulțumesc lui Milovan Pavel pentru sprijinul acordat. Și eu îți mulțumesc și, și continuare, mâncă, mai merge și face, sigur, asta este. Ce înseamnă, Mișa Baci, să vină cineva din Japonia și să recunoască munca de viață și a lui Mihai Botez și implicit a urmașului dumneavoastră, Pavel Milovan? Ce să spun, o să fie o amintire pentru viitor și pentru mine a tras ceva de nevăzut, nefăcut, că eu în Japonia n-am ajuns. Elevii mei au ajuns acolo, dar eu n-am mai ajuns, că e lipsă de fonduri, mă rog, etc. Dar sper că o să ajung într-o bună zi. Asta e mare lucru, că totuși tot ce ai făcut din partea lor și eu sper că ei o să fie recunoscători pentru ce am făcut. Că ani de zile, 40, 50, 60 de ani, tot ai făcut și firma japoneză, mă rog, n-am mutat-o și asta continuă mai departe. Aveți foarte mulți elevi, ați lăsat atâția și atâția elevi în spatele dumneavoastră, atâția practicanți ai judo-ului, ai jiu-jitsu-ului. Ce le-ați transmite, ce le-ați spune, ce se ducă mai departe din ceea ce a făcut Mihai Botez? Să aibă răbdare, să perseverență și să ducă tot ce am făcut mai departe, că asta este o mare plăcere, o va fi și, mă rog, și o să întreaga prietenie și dragoste față de acest sport, că au putut să ducă mai departe ceea ce fac. V-a plăcut foarte mult să urcați și sus pe munți. Mihai Botez a privit întotdeauna spre vârf, spre vârfurile munților. Da. I-ați învățat și pe elevii dumneavoastră, pe Pavel Milovan, da, să privească doar spre vârf? Am fost în Făgăraș, am fost în Nevoi, am fost peste tot am umblat, că îmi place natura, muntele și copiii, tineretul a învățat de la mine ce înseamnă frumusețea patriei noastre și au reușit. Așa-i, dragă. Au reușit. Și să ducă mai departe tot ce este, că asta totul e sănătate și voie bună. Nu numai, cum să spun, dansul și etc. Așa, ăla e frumos, însă asta e altă parte. Și văd că duce treaba mai departe și mă bucură tare mult. Mișa Baci, vă mulțumim. Da. Pavel, dacă vrei să mai spui și tu ceva alături aici de Mișa Baci. Ce să spun, mă simt cât se poate de împlinit în sufletul meu, bucuros că Mișa m-a ales ca să duc mai departe ceea ce l-a predat în Arad. Da. Și sunt sigur că sufletește, mă ajută și acum foarte mult ca să înțeleg mai bine ce el m-a învățat și mi-a predat. Totul și toată stima pentru maestrul meu Botez, care m-a ajutat să zic așa, să înțeleg cu adevărat starea de spirit a jiu-jitsului, a artelor marțiale, să spun într-un cuvânt. Deci el este cel care mi-a deschis ochii pentru disciplina pe care el, de fapt,
a ținut-o în viață. Și chiar de multe ori când sportul în Arad a îngenunchiat, a știut să-l ridice în picioare. Și chiar dacă a leșinat sau a făcut un preinfarct, l-a resuscitat imediat. Ceva a făcut cu sportul, nu l-a lăsat să stea deoparte și l-a ținut în picioare. Și așa, nu știu, mă trec așa niște palpitații pe inimă, cum că are toată încrederea și dragostea pentru ceea ce mi-a transmis și m-a învățat că pot să pășesc mai departe. Și bineînțeles, acum am făcut o legătură strânsă de prietenie și de colaborare prin tehnici cu George Chivaran din București, cu care chiar și înființăm federația, la care, într-adevăr, Mișo Baci, maestru emerit, i-a dat puls, i-a dat viață prin zecile de ani munciți în țara aceasta. Este un fenomen acest lucru și școala, o să vedeți afișul, i-am și dat un nume, care a fost interpretat de maestru Soke Kozokuniba, Kishin, energia spiritului, Kishin Ryu, așa se va numi școala, care va primi certificarea în 25 noiembrie, anul curent, bineînțeles, când vom face și deschiderea festivalului, unde cu toată dragostea și de-abia așteptăm să fie prezent și maestru Botez. Mișa Baci, veniți la Festivalul Artelor Marțiale în 25. Da, bineînțeles. O fi o mare plăcere că se văd acolo. Festivalul ți aparține, Mișa. Festivalul îi aparține și meu. Și este cine să ducă mai departe. E pentru tine, dragul meu. Asta e mare lucru. O să vă mai rog să-mi spuneți așa un gând pentru, cum spuneam, pentru foștii dumneavoastră elevi care ați avut un gând, așa, ce ați sfătuit să facă? Eu un gând să facă tot ce am făcut eu, dacă nu atât. Greu. Dar să continue în continuare, că are rezultat. Să facă, va fi un rezultat și pentru ei, și pentru mine, și pentru toată lumea. Că nu se lasă, pentru că e un sport extraordinar de frumos. Are o tradiție mare, nu numai în Arad, în toată țara. Vreau să mai menționez un personaj, să spun așa, a artelor marțiale din partea de vest, pe plen colonelul rezervă Gheorghe Farcaș, de la Timișoara, care și el este în buchetul maestrilor împreună cu noi, este un om extraordinar, care și el la rândul lui în Timișoara și nu numai. Eu felicit pe Forcaș, pe colegul. Acționează Forcaș foarte mult. Că noi am fost foarte mult plecați în străinătate și peste tot am umblat cu el. Și unde suntem acolo, unde suntem aici. Și el face parte din familia Kishin Ryu. Și am muncit foarte mult și ne-am dus. Am umblat extraordinar de multe kilometri, am umblat. Și peripeții și parcurs. În toate mondialele, da, din ultimii ani au fost împreună. Da. Alături de mine a fost tot timpul. Un om minunat. Da. A făcut tot ce a făcut și el. Este un moment unde parcă ne vedem la o răscruce de drumuri, unde trebuie să știm foarte bine pe care drum mergem, ca să fie o continuitate a liniei, a maestriei pe care maestru Botez a dat-o. Ca și cum la alergătorii îți dă ștafeta. Aici îți dă o linie a cunoștințelor, a procedelor, o linie, dacă se poate spune, chiar și energetică, o linie spirituală. Deci, că tot ce ne-a arătat și tot ce ne-a învățat, să vorbesc la plural, că nu numai pe mine, o dăruia cu suflet cu tot. Te învăța cu suflet cu tot și atunci, cum să nu simți că te cutremură și asta era o mare bucurie, da, că tot ce am arătat, am făcut, au găsit niște oameni sportivi adevărați care au continuat mai departe și tot așa au mers mai departe. E ceva incredibil, dar s-a întâmplat. Eu știu